Salutare tuturor, eu sunt Znic și bine v-am regăsit fraților la un nou episod din Znic reacționează la fraților Hai să strângem cât mai fucking multe like-uri dacă mai vreți genul de episoade Eu vă recomand să rămâneți până la sfârșit că nu exista video care să nu râd Și râdeam ca prost de comentariu meu, deci sunt un idiot complet Da mă, hai să strângem cât mai multe like-uri, aveți videoul original în descriere Astăzi reacționăm la diferența dintre băieți și fete hashtag 1 Hai vedem cum o să fie, îmi pare o că filmez seara, chiar nu am timp pentru că în când sunt plecat și plec și devine și bla bla Să trecem la episod. Hai te plem. <laughs> în primul rând să încep cu aspectul lui. Bă, nu vreau să mi iau de nimeni, dar... Hai ți la Hai de frate. E ceva în gen... Ok, bun, hai. Tare tuturor, eu sunt Adi și acesta este primul meu videoclip. Da, aș dori ca să... <laughs> ok, bun, în primul rând. Tare tuturor nu înseamnă salut tuturor. Deci, după dacă cred că a apăsat prea târziu pe filmare și... Faza aia cu așa de ce și-a dat ochii peste cap, adică Salutare tu. Iar trebuie să pentru ratație. Ce-o fi în mintea lui? Iar um, mai filmez pentru, Ratație ăștia un vlog. Ne va regăsi la un episod. ce am mă de proști. Nu uitați de like. Bun, hai să vedem ce mai face tipul ăsta. Abonați și să-mi dați like. Ca să mă încuraja și pe mine pe video. Whoa, 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 Bă, tipul ăsta ne cere așa direct. Adică eu mai zic, nu uitați să lăsați un like. Dar tipul ăsta dați-mi like. Bă, frate, dar... Ne, ne bate acum. Adică... Eu... Dați-mi like. Că vreau să continui. Pai asta e așa, bă, dar cine suntem, noi mă să-ți dăm like, să mă încurajați, bă, ceru și tu mai subtil leacă, adica frate. Ce are problema că face, cred că e un tic, mai cunosc persoane care fac așa, nu, nu e bine, nu e ok, trebuie sa viziteze. O să-i dau eu, o să-i dau un. O să-i dau numărul medicului meu de familie și gata Da hai trecem peste asta! Să mergem! Ud-ți că te daz, da, hai, trecem peste asta. Ce mă dați asta? Ok, nu uita să-mi dați like. Da, hai, trecem peste asta. What the ce Ok, deci tipul ăsta n-am mai văzut un tip mai plictisit decât ăsta în viața mea. Tipul ăsta parcă o face că... O face așa în silă, frate, adică parcă ar da bani să o facă. Nici, nici măcar dacă ar primi, ar da bani să o facă și o face așa în silă, frate. Ca primul meu videoclip, astăzi am să fac diferențele dintre băieți și fete. Să începem. Prima dată. Cum mănânca o fată? Cum mănânca o fată? Cum nu În primul rând, să nu e o fată. să e un turc, ori un țigan, frate. Fără spărare. Dar asta nu e o fată, serios. Adică trebuia să faci diferența dintre țigani și. nu știu, turci, frate. Serios? Adică asta e ne un turc. Sau turcales, sau arab, sau ciofii, sau. nu știu. O țigancă. Nu, nu. Nu o să le zicem țigani, ci o să le spunem nu știu cum o să le spunem, porumbele, nu, porumbele, da. Serios, frate, adică, nu o să zic lumea că sunt rasist, bă, rasistule, bă, tu ești rasist, Ai, hai, hai să-ți dai un dislike, nu, dar hai totuși vedem dacă are plasare de, plasare de produse, cum v-am spus. Tipul ăsta e un tip de la, e un mason care primește bani pe munca noastră, pe vizualizările noastre, ca el să mănânce chipul în acest videoclip. E, e fucking, deci toată lumea e coruptă de bani ăștia, nu mai rezist așa linge simte sarea, simte sarea, gustă -l. Așa, e bun? E cu brânză sau cu sare? Oh. Ok, mănâncă cu gura închisă, foarte ordonat e bun. Mai am un chips. Ușor, ușor, unde l bagi pe tot? Oh, <laughs> <laughs> Cred că direct în gât, adică l-am băgat pe tot, direct. Oh, mă rog, mi-a dat, mi, dat, mi dat și lacrime de la lumina asta, vreau să Da, mănâncă, ce Bravo. Mai te și la cameră, da? Oh, da, tu. Și cum mănâncă un băiat? Cum mănânc cum What the fuck? Deci what the fuck? Nu cred așa ceva. Bă, frate, tipul ăsta s-a repezit pe punga aia mai, mai repede decât m-am repezit eu după 100 de euro gratis, frate. Serios, Nu, că ea și fi disperată pe bani, dar... Ce naiba a fost asta? Tipul s-a sărit pe punga aia... O violată, frate, serios, o violată săraca pung, uitați-vă cum bagă în el chipsuri. O, oh, frate, nu te mai Ui. Uite, După, după, cred că ce o oprit episodul. Îi zicea mai de acolo, bă, mănâncă mai încet, mă, că nu te mai lai un filmule să fac, gata, mai mai încet. Așa o băga frate ruat, așa, gândiți-vă, uleios pe mâini, bagi așa, poac, dai peste față, ești uleios plin de sare și de chipsuri, mai mult de aer pentru că o pungă de chipsuri, da, mă rog, mai ales în România de la Leis. Eu, eu, eu fac poze? Ei doi. Frate! În pauza aia aveam timp să-mi fac temele, să mănânc, să mă duc până în Brașov și să mă întorc și să filmez și pentru 5 zile. Ce au fost cu pauza aia, adică, cum mănânc, uh, stai, sau nu, cum mă zici, hai să un pic mai în spate, că-mi permi doar. Cum fac poze? Ei doi. Cum fac poze? Bă, bă, Iberiu, ce trebuia să zic? Ei doi. În primul rând, mai întâi începea cu fetele. Al lucru. Cum poză. Al doilea lucru, cum își face o fată poze? What? 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 Deci cum își fac ei doi, cum își face un băiat și cum își fac două fete poze sau what the fuck? Deci tipul ăsta e un clar mason, deci a vrut să ne, 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 ne tulbură mințile, frate. Oh my god, E vine cu bas, ca în cap, frate, parcă te duce la pescuit pe minus 20 de grade, frate. Ești în baie, frate, serios, uite, văd aici și eu... Holy shit, iar asta mă, mamă frate, parcă o plătit ăștia, serios. Iar chestia asta, holy shit. Adică filmează cu un tele... Frate, pot să jur că telefonul ăla are camere mult mai bună decât asta cu care filmează el acum, serios, mă jur. Pot să dau tot, îmi dau orice, numai pot să jur că telefonul ăla... Să un cartof în telefon, nu știu, fața lui nu ne exprimă prea multe. Și cum își face un băiat Poză. Dar n-ai apăsat click pe poză. Destul. Nu, eu nu fac, eu nu mă mulțumesc. Nu, eu nu fac așa o poză. Frate, dacă o duci așa, poa și zici, poac, destul și din mergi destul, e clar că nu ești băiat, frate. Deci e clar că nu ești băiat. Primul rând te faci două poze ca să fii băiat și în al, în, în al treilea rând e și poza tremurată, frate, și fata aia nici măcar n-a apucat să facă poza. Și până la urmă și-au făcut ei doi, o fată sau băieții, poze, că nu m-am prins, serios. Și-a lăsat background-ul ăsta așa plin de inspirații care mă face pur și simplu mă captează să mă uit la ce videoclip. Deci mă jur că nu aș mai, m-aș uita numai la videoclipul ăsta. Al lucru. Și al Cum doarme o fată? Doarme ca un om, zic sigur, e om și doarme ca un om, cu ochii închiși, te asigur. Sigur, fetele vor fi niște specii mai diferite decât noi băieții, pot să jur din toată experiența pe care am avut-o eu la 16 ani că fetele dorm cu ochii închiși. Pot să jur. Nu, nu știu. Până dacă poate o dormi cu picioarele crăcănate în sus pe niște liane atârnând pe copacii din Venezuela. Mana Venezuela, what the fuck? Hai să lăsăm să dormă. Bro, ai vlog de filmat. A, o clipit, o, o, clipit. E clar că, e clar că e... Deci tipul ăsta e clar un mason. În primul rând, după ce că a fost plătit să mănânce chipsuri în fața noastră, acum se face că doarme doar din silă pentru că nu vrea să filmeze un vlog al meu. E clar. Și ce ursulețul ăla în spate, frate? Ai, nebună. Bă, care e el? Stai așa. Bă, unde e În primul rând, de ce vă dați să pe un crem, vru, În al doilea rând, unde e ca... Au, oh, deci aici e capul și el stă gen așa cu picior. Bă, frate, puteam să jur că-s doi aici, mă jur. Să mure și ursulețul, de ce ai dormit cu un urs între picioare? Înțeleg că vrei satisfacere la 12 ani, dar frate, lasă mai moale. Filmele pentru adulți încă sunt deschise. Intră în incognito și fă treaba. <laughs> lasă ursulețul să-și facă treaba de ursuleț. Lasă-l să stea. <laughs> <gânde> ok, nu, eu nu sunt așa. Nu cred că există un om care te facă <fri> când doar. Bă, parcă era tot eram de de like și Să moare, frate. de În prim... Yo, my god, ce linia vieții are. În primul rând, parcă o vorbi translate -um. Nu uitați să sa pasati butonul de like. Așa au fost și ăsta, frate, serios la sfârșit. Deci eu... Stai, vă rog să mă scuzați la a doua diferență, m-am greșit. Așa scrie în descriere, jur. O să las videoclipul și o să vedeți. Deci tipul ăsta oficial mi-a arătat că noi băieții suntem orice altceva, dar nu, nu suntem fete. Deci noi suntem orice altceva, dar nu fete. Și invers. Deci vreau să-i mulțumim acestui tip frate, mi-ai ilumina mintea. minte. Eu credeam că suntem acești. chestii de aia. Le mai treceam câte o pamă la fete, așa pe față. Că, ca și cum făceam un băiat. Le mai ziceam, bă, coai sau ceva în genul. La A, nu, gata, ok. De acum, suntem două specii total diferite. Mai ales faza cursulețului. Faza cursulețului m-a marcat, serios. Bun, bă, sper că v-a făcut acest episod de... Zic, reacționează la și ne revedem vinerea viitoare. Nu uita să lăsați un like și da. Fetele. Am, am, am un singur sfat pentru voi și o singură îndrumare. Nu fiți băieți.